Tatălui și al Fiului și al Sfântului Doamin, în vremea aceea a venit un om către Iisus, care era bine aici, cel mai mare de rabinilor, și căzând la picioare, l-a rugat pe Iisus să intre în casa sa, și ce avea numai o tătucă de 12 ani și aceea murea. Preacucenești Părintele Biscă din Joși. Suntem în data de 29 octombrie, în duminica a 24-a după Rusalii, aici în Biserica Comună, unde avem Evanghelia, vindecări unei femei bolnave și învierii fiicei ei. Evanghelia este unică. Aici vom vedea cum tratează Mântuitorul un trup bolnav și un trup mort. Iair, mai mari sinagogii, auzind că Iisus face minuni, deși era evreu, a avut îndrăzneala să vină astăzi, că spune Evanghelia, că a căzut la picioare lui Iisus. Niciodată nu s-a mai auzit ca un rabin să cadă înainte lui Hristos și să roage să vină la casa lui. Omul când are mare durere, are și mare credință. Apelează la orice mijloace, numai pentru a-și dobândi ceea ce are nevoie. Avea numai o fată, ca de 12 ani, și aceea murea spre Evanghelie. Legea ebraică în fața morții era zero. Legea lui Hristos sau creștină este totul în toată. Și de obicei Mântuitorul, când vrea să facă o minune mare, în calea lui vine ispită sau obiect, așa plăce și cu Lazar. Iar astăzi, pe când mergea către casa acestui om, care a rugat pe Iisus, o femeie spune, a venit, care era bolnavă de 12 ani, care a cheltuit toată averea cu doctorii și nici de la unul n-a putut să se vindece. Nu încercați să vă vindecați fără Hristos. Să nu încercăm vindecarea fără voința divină, pentru că boala are un drum, viața în drum și moartea în drum. Doctorul a pus Dumnezeu ca să aline durerea, ca să o repare dacă poate. Doctorul este un sinergician cu Dumnezeu. Doctorul spune mintea și știința, iar Dumnezeu pune intensa divină și lucrează împreună. Mulți doctori zic așa, eu am tăiat, dar Dumnezeu a vindecat sau vindică dacă vrea. Deci doctorul este un colaborator al lui Dumnezeu dacă e conștient. Dacă nu e biruit de lumea aceasta de materie, a cheltuit toată averea, 12 ani de răbdare, 12 ani de boală și la urmă nimic. Așa facem și noi azi. Căutăm să vindecăm cancerul, dăm tot ce avem și la urmă ne așteaptă moartea. Nu e disperare. Pentru că citeam într-o carte din acesta, au ce spune Sfântul Grigorie, dialogul episcopul Romei, în anul 540, care murea 64 de ani. Boala înseamnă slepuirea sufletului omenesc de către Hristos. Deci dacă dai o boală și te doare, te îndrezi mereu, te subțiezi mereu și te îndrezi pe eternitate. Acest Sfânt, în fiecare zi cădea jos și ridica un diacon atât era de bolnav toată viața. Același model, Sfântul Vasile cel Mare, toată viața bolnav. Eu îmi credeam la fel. Femeia aceasta suntem noi. Când ne îmbolnăvim, dăm la doctor, numai să scăpăm. De ce? De moarte. Asta ne temem noi de ea. Spune că femeia aceasta n-a intrat în disperare, deși 12 ani a arătat și n-a câștigat nimic. Tot ce a muncit a dat. Și n-a primit nimic. Fiți foarte atenți, vă spun. Dumnezeu nu primește bani, nu primește materie, nu se poate dupleca cu nimic decât cu inima umană. Inima mea, ori e Dumnezeu, ori altceva. Spune că Eva, boala e foarte, să știți, boala e foarte inventatoare. Caută orice mijloc spre a scăpa de boală.
până că femeia aceasta, ce s-a gândit de acel lucru, a fost interior, 12 ani. De ce nu mă vindecă Dumnezeu are? De ce trebuie să mă rog eu cu boala atâta și nici o tămăduire n-am? E natural aceasta, fiecare om are această stare. Îi spune, s-a gândit ea, cum să fac eu să mă duc la Hristos? De ce nu putea ajunge la el? Erau mii de oameni. Nu te puteai atinge de Mântuitorul, că atâta lume era. Și asta e așa. Majoritatea lumii suferă, caută scăparea, se apropie, sau disperă de Domnul. Femeia a zis ea, să mă duc să-mi prind de haină și cred că m-am vindecat. E singura Evanghelie din toate în care îi poți face minune fără să vrea. Trebuia să o întrebe ce vrei, femeie. Crezi? Nu mai era nevoie. Atât era de mare durerea și atât de mare credința că îl forțează pe Hristos. Foarte frumos aici. Femeia s-a dus, s-a atins de haina lui, s-a prins cu mâine de ea și îndată s-a vindicat de boală. Ce credință, ce vindecare prin veșmântul lui Hristos. Nu s-a atins de trupul lui, s-a atins de el. Dar hainele lui sunt ca lumina, fața lui ca soare. S-a vindecat de boală. Mare, unde e credință mare și realizarea este mare. Și neîndoielnic. Putea să zică după 12 ani, nici doctor, nici Dumnezeu mai trebuie presăvor. Nu. Iisus a zis. Iisus simțea, vedea, dar n-avea voie să vorbească. Iisus a zis. Cine e cel care s-a atins de mine? Toți au zis. Eu nu. Pentru ce începe să-L mustre. Iisuse, tot s-a atins de tine și mai întreb cine? Pentru creează tot ca un contratim. În loc să zică, să poate, te-a dat popor care gozeți, să vă ducă de tine. Ce răspunde Iisus? Te îmbolzește și mai întreb cine este cel ce-a atins de mine? Iar Iisus a răspuns extraordinar de frumos. S-a atins de mine cineva pentru că am simțit puterea care a ieșit din mine fără să fie. Interesantă e credința. A atras pe Dumnezeu din Hristos și a intrat în ea. Asta e credința imbatabilă. Nici o Evanghelie nu așa. Trebuie să învățăm de aici că de câte ori vindecă Iisus ceva, iese puterii din el și o dă la alții. Hristos e împărtășibil. Are puterea în el și o dă și la alții. Cea mai frumoasă Evanghelie din lume. Am simțit puterea care a ieșit din mine fără să vreau eu. Spune Evanghelia, iar femeia văzând că n-a rămas tăinuită, a venit tremurând, dar vindecat. Iar căzând înaintea lui, ca și mai mare Iair, a spus la tot poporul, cum 12 ani a dat bani la doctor și n-a realizat nimic și trebuia să moară. Și a spus, cum m-am atins de haina lui, așa m-am vindecat. Dacă aș avea eu credința acestei femei, dacă aș fi așa de tare, să vreau mai cu gândul meu sau cu cuvântul meu și încă ceva, să știți că mi-a mai mare har ca femeia. Femeia s-a atins de haine, iar eu mă ating de Dumnezeu cu gura. Și când Iisus se miluiește, mă, Dumnezeirea vine peste mine și îmi dă ceea ce am nevoie. Prima parte a Evangheliei e trupul meu și a tău. Repet din nou, boala înseamnă cel mai mare leac al nemuririi. Oamenii bolnavi nu pot păcătui, nu pot urmi, nu pot se pot îmbăta, nu pot fura, nu pot face nimic. Nu ne pare că boala e o mare lovitură divină. Nu.
boală este un plastre care pune pe boala care o ai, această boală și-o vindecă sufletul uman. Citeam într-o carte azi noapte, spune așa, medici, vindecă bolile trupului nostru prin apa caldă, prin medicamente și pasamente. Dar sufletul lor nu se poate vindeca decât cu purita. Ori de lepe de asta, ori el. Pe când boala pune pasamentul o zi, o lună, două, trei, și așa se scapă de moarte. Deci boala aceasta poate duce la rai sau poate duce la iad. Dacă mori în starea de boală și în starea de curăție interioară ai raiul, cel mai mare lucru ca România spune așa, rugați-vă să muriți sănătoși, rugați-vă să muriți bolnavi, că dacă ești bolnav, ai vreme să te pregătești de moarte. Moartea fulgerătoare este iadul. Deci femeia aceasta spune mie, crezi? Ai răbdare în boala ta? Nu este o fără boală. Niciunul. Cât să avem trup, toți avem ceva. Însă cel mai mare, cel mai greu, jug sau sabie de azi, este boala cancerului care îi arată sau la mână. Nu se poate. Biserica vindecă bolile. Nu, nu eu, nu-i spreuz. Biserica. Deci dacă noi ne spovedim des, ne împărtășim des, masă mai des, boala poate fi eradiată, eradicată, ca persoana să jos, sau poate fi amânată sau dăbăduită și nu poate ucide oameni. Deci chemare este credință forte să învățăm de la femeie. Mergem mai departe. Mântuitorul i-a exclamat acestui credințe o frază. Auzi ce spuneam din Ivirian. Putează, fată! Credința ta te-a mântuit, merge în pace. Fiindcă te-am vindecat fără să vreau, de acum crezi în mine, și moartea a plecat de la tine. Am trimis-o moartea în casa de ei. Extraordinar de frumos. Unde moartea trebuia să dărâme, este trimisă în casa acestui rabin. Încă trăind el, partea a doua Evangheliei, a venit o arătare de la o mai mare sinagogii grâini. A murit fetița ta, nu mai supăra pe învățătorul, lasă-l în pace, s-a terminat viața aceasta. Știți de fapt de ce face Mântuitorul în vindecării femeii așa? Ca să-l convingă pe el. Că dacă a oprit moartea de la o femeie vie, poate să scoată moartea dintr-o mort afară. El este autorul morții. El este autorul vieții, Hristos. Și auzi ce spune Mântuitorul. Iaire, nu te temi. Crede numai ca femeia asta. Crede că poți să înviu. De aceea a lăsat să moară ca să te rade ire. Că eu pot învia și în orice și vie. Eu pot vindeca pe oricine. Eu pot învia pe oricine. De el s-a cutremurat. Gata este fetița mea. Totul am pierdut. Nu te teme, crede-mă. Spune că intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el. Decât trei persoane. Petru credința, Iacob nădejdea, Ioan dragoste. Tata și mama Fecioară. Și acum apare un moment foarte frumos. După ce a intrat în casă, toți plângeau, mi se trebuiau de ea la evrei. Era un grup de femei bocitoare, care plângeau, plângeau o altă la toată lumea, erau plătite. Cum ar fi la noi cântăresc la mormântare, erau mult de ucitoare, plângeau. Fata era îmbrăcată de mormântare, cu totul pregătită, gata. Evanghelia spune că Iisus a zis, nu mai plângeți, trebuie să-ți adar plângeți. Nu puteți să-mi ia cu lacrimi de voastră. Plânsul la mormântare este zero. Rugăciunea la mormântare este cu toată. Degeaba plângeți pe fica asta, că nu mai înviați niciodată. Spune Evanghelia, auzi ce Mântuitorul în fața morții. N-a murit, ci doarme. În fața celui ce m-a creat pe mine, moartea ta, e un somn de mii de ani. Dar e un meier în moment.
toți murim și toți vom învia. N-am văzut, Doamne, cei din casă evreie, că n-au văzut vreo înviere, ziceau, nu se poate, aberant. Iisus a zis, ieșiți afară toți de aici. Pe toți cei ce nu credeau, i-a scos afară și n-a mai lăsat pe nimeni. Și spune că Evanghelia, apucându-o de mână, e momentul extraordinar. Asta e învierea. Apucându-o de mână pe copila de 12 ani, Iisus a spus o frază. Fecioară, scoală! Când a prins mâna caldă și mâna moartă rece, Dumnezeu i-a poruncit sufletului care era aici, lângă trup, intră înapoi. Asta e învierea din urmă. Pe toți ne va prinde de mână Hristos. A fost întrebat Milton, fizician mondial, cum vom învia? Auzi ce spune acesta. Luați un glob mare, faceți din un magnet, să facem o grămadă de pământ și o pilitură de fier. Duce magnetul peste grămada aceea și din grămadă va scoate tot fierul. Magnetul este Dumnezeirea Mântuitorului, care la urmă se va apropia de Terra și va scoate pe toți de morminte. Mare ești, omule, nu mori, adori, iar te vei supra. Ai vindecat un trup și ai aruncat moartea. Ai înviat un trup și ai aruncat moartea. Cine ești, omule? Sunt al lui Hristos și viața mea este a Lui. Toți vom învia. Dar depinde cu ce mergem la moarte. Moartea e decisivă în viața unui omului. Unui om, pardon. Dacă un om duce în straica sa la moarte, dragoste, bucurie, pace, curăție interioară, viața în Hristos totală, va învia frumos. Două vieți. Învierea frumoasă. Un om care va învia din mort cu trupul, va fi luminos, transparent, diafan, va produce bucurie în jurul lui. Așa va arăta omul bun sau om credincios. A doua categorie. Oamenii care trăiesc în beție, în curvie, în străbălare, în ucidere și în viața răstrăbălată, oamenii înviați din morți vor fi grei, urât, mirositori, respingători, întunecați. Vor învia spre acolo, acolo unde petrec cei ce trăiesc prin păcate. Învierea universală, știți cum o învia? Nu la vârsta de 12 ani ca fata asta, nici la un an, nici la 5. Vom învia cum am arătat la 30 de ani, când Domnul e major și are frumusețea cea mai mare. Păi dacă voi învia, hai să mă gândesc. Să mă duc în rai, să fiu frumos. Hai să mă întorc acolo. Azi noapte i-am luat într-o carte așa. Un preot s-a rugat cu stare de mănăstire. Doamne Iisus Hristos, nu știu ce-i cum e asta. Biserica ne este plină. Mii de oameni. Dar oare mi-ai fost la rai? Ce faci cu oamenii ăștia? Toți vin la biserică, se roagă, mâine curvești, mâine sănată, mâine fură. Nu înțeleg ce se întâmplă cu lumea asta. Doar în biserică nu cobor tu, sau auziți. A venit un înger și a zis, Părinte, ai cu mine. L-a dus sus, la cer. Și au început să asculte îngerul cu preotul. Nu se auzea din biserică niciun glas. Deși corul jos, cântatul, diapasoane, tot. O femeie în față, îmbrăcată luxos, lângă ea un negustor, dincolo altul. Femeia zicea, ce frumoasă sunt eu. Negustorul, timp de prunie, zicea, n-am câștigat de-a mai destul. N-am reușit tot. Nimic la stradă se cânta iarăși. Nimic nu se auzea sus către cer. Și a zis preotul, Doamne, Îngerule, dar ce-i cu biserica noastră?
e plină de mii de oameni. De ce nu se aude în casă, în cer? Zis, Părinte, hai să coborâm în biserică. Fiți foarte atent. Și-a venit în biserică și-a sângerul. Vezi pe femeia din față, câte fane îmbrăcată, toți de biserică o judică. Vezi pe negustorul ăla, el se gândea la ce-a câștigat el. Nu se gândea la Hristos. Vezi pe alte persoane, dar... Dar zice îngerul, Părinte, uite-te, este acolo un copil de vreo 10 ani, glasul lui s-aude singur de biserică. Pentru ce? E curat total. Nu-i curvat, nu-i bețin, nu judecă pe nimeni, nu-i destrăbărat. Ce rugăciune făcea copilul acela în timpul liturghiei? Care este tot era amestecată rugăciunea mea cu timpul mele. Auzi cum se ruga copilul. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește pe mama mea, este bolnavă. Deci glasul singurului copil se urca la cer din cauza copilului. De aceea trebuie să învățăm noi că dacă venim la biserică aici, să lăsăm gândul afară. Când am intrat aici, nu mai gândesc la nimeni. Deși pleacă gândul, să nu credeți că noi nu pățim așa în altar. Nu ne pleacă gândul, dar sunt cumpă, da? Dacă este Iisus, se miluiește, mă, Iisuse, să-L aducem înapoi. Deci ca să plece de la noi din biserică, din sufletul noastră ceva, trebuie să avem curăția acestui copil. Deci trebuie să ne transformăm viața. Trebuie să ne, să ne schimbăm. Evanghelia cheamă la răbdare, răbdare și răbdare. Asta e singura mântuitoare. Vă arat bine și închei. Vă spuneam eu odată că în spital din America se tratează copii de cancer. Și copii au cancer, și boli. Și în Grecia au mers un tată și o mamă cu fetiță de 4 ani la spital în America să o vindece de cancer. Acolo era cel mai mare grup de lume, un negru. Și a fost întrebat, domnul doctor, după ce ai operat și mai vindeci, ce faci? Mă întorc la geam și plâng. Și a operat fetița așa de 4 ani. Fiți foarte atenți, lecție de un copil de 4 ani. A zis, mămico, hai să ne rugăm. Că a zis doctorul că viața mea e gata. Și spune viața această pildă reală aceasta. A zis fetița, tatăl nostru de 4 ani cu mama, iar mama rămâne atent și fetița moare. Groaznică această stare. Ce mamă fără inimă, hai să revenim. Deci ca să mergem la Rai, toți ne vom vedea. Așa ca aici și dincolo. Dar trebuie să ne întoarcem, să răbdăm în boală, să căutăm, Doamne, dacă ne da boală, atunci răbdarea. Facă Mântuitorul să ne putem vedea la Rai, în Împărăția Tatălui, a Fiului și a Sfântului. Amin.